Bună! Haideți să calculăm împreună un exercițiu la matematică. Se dă trapezul, trebuie să aflăm valoarea lui x. Inițial, pentru a calcula mai ușor, propun să divizăm figura pentru a obține un triunghi. Observăm din figură că această latură coincide cu aceasta. Totodată, pentru a calcula această latură care coincide cu latura triunghiului sau acest segment, putem din 6 cm, care este întreaga latură, să scădem această porțiune de 3 cm, respectiv obțin 3 cm. Iar aici, pentru a calcula latura corespunzătoare lui x, folosesc teorema lui Pitagora, unde ipotenuza la pătrat este egal cu prima catetă la pătrat plus a doua catetă la pătrat. Înlocuiesc datele din desen, știind că am ipotenuza care corespunde cu x, am o catetă de 4 cm și o catetă de 3 cm. Respectiv, x la a doua va fi egal cu 16 plus 9 cm. X la a doua este egal cu 25, de unde x este egal cu radical din 25 și este egal cu 5 cm.